Emoții mari la Hunedoara, acolo unde astăzi a început un nou an universitar. În prezența bobocilor din anul întâi, dar și a veteranilor care studiază deja la Facultatea de Inginerie, autorității locale, județene, dar și reprezentanții a Universității Politehnica din Timișoara, sub aripa căreia își desfășoară activitatea Unitatea de Învățământ Superior din Hunedoara, s-a dat startul unor noi provocări. Iată un nou început de an universitar la Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Un eveniment de înaltă ținută, așa cum am obișnuit să avem în ultima perioadă. Vreau să apreciez numărul mare de studenți din acest an, calitatea acestora, pentru că în ultimii ani am început să aducem studenți tot mai bine pregătiți care să urmeze cursurile facultății noastre și de asemenea aș aprecia faptul că și în acest an ne-au fost alături reprezentanții principalilor angajatori din regiune, dar și reprezentanții administrației locale și județene. Că tinerii de astăzi sunt tineri deștepți. Eu sunt ferm când spun că tinerii de astăzi vor duce orașele, județele, țara și lumea mai departe pe o cale de dezvoltare. Mă bucur că într-o lume manierizată, dacă îmi permiteți expresia aceasta, dumneavoastră ați ales să vă continuați studiile în mediul academic. Între primăria Hunedoara și Facultatea de Inginerie din Hunedoara este o strânsă legătură prin cei doi reprezentanți, primarul Dan Bogoluțanu și decanul Ovidiu Tirian. Eu văd o asemănare între cei doi ceva zdrobitor. Îi asemăn ceea ce fac și ceea ce întreprind amândoi. Toată lumea înțelege că facultatea se deschide, că facultatea înțelege rolul pe care îl are în această comunitate și mă bucur să văd și în comitetul pe care l-a înființat domnul decan, oameni care contează și care pot influența. De altfel domnul europarlamentar Winter ne-a și invitat și o să mergem o delegație a politicii, bineînțeles, împreună cu domnul decan, la Bruxelles, la final de octombrie, tocmai ca să discutăm puțin legat de cuvânt de Europa, profesiile viitorului, și automat să ne gândim ce putem face legat de modificarea unui program de mă.